Și în altă ordine de idei, acum aș dori să vă mai pun și alte întrebări pe marginea altor subiecte. Mi-a atras atenția o declarație pe care ați făcut-o recent. Ați spus, i-ați atacat destul de dur pe românii din străinătate. Ați spus că aceștia sunt capabili să-și vândă votul pe un mic și o bere. Vă mențineți această declarație legată de mic și bere pentru diaspora la vot? Am să vă rog un lucru. Sunt convins că aveți posibilitatea să verificați ceea ce vă spun eu. Sigur. La o dezbatere care a fost organizată cu ceva timp în urmă pe tema votului pentru românii din diaspora, am discutat despre diferitele posibilități de vot, despre diferitele variante de vot, înțelegând aici fie votul electronic, fie votul prin corespondență sau alte soluții. Și atunci am spus că trebuie să alegem o formulă care să evite posibilitatea unor fraude electorale, ținând cont că nu toți alegătorii au o conștiință politică suficient de ridicată care să-i ferească de la așa ceva. Nu am făcut o referire numai la alegătorii români din străinătate. Este o referire valabilă la toți alegătorii români și dacă nu facem ipocrizie politică, atunci cred că sunteți de acord cu mine că nu este o afirmație deplasată, având în vedere experiența din 1990 până încoace, în care voturile au fost cumpărate cu o găleată goală, inscripționată, o șapcă, un kilogram de făină sau alte lucruri de genul ăsta. A fost o practică curentă care a fost incriminată public. Așa încât nu înțeleg de ce atâta ipocrizie și de ce au sărit unii în sus, decât de faptul că declarația mea a fost scoasă din context. Deci eu m-am referit în mod explicit și citez aici, în cazul celor care nu au o conștiință politică suficient de ridicată, există acest risc. Nu am generalizat, am făcut numai o remarcă care cred că este în sprijinul asigurării unei cât mai mari corectitudini a votului. Cu alte cuvinte, pe mine mă interesează ca rezultatul votului să nu fie viciat prin diferite practici care există și în România, din păcate, și există și în alte țări. Am înțeles. În altă ordine de idei, aș vrea să vă mai întreb ce șanse credeți că ar avea PNL, Partidul Național Liberal, cu moțiunea de cenzură, în condițiile în care, deși s-a vorbit mult pe această temă, nu au reușit, spre exemplu, înlăturarea dumneavoastră de la conducerea Senatului? Bine, cel mai bine, știți, e, cred că în situațiile astea să nu vorbim noi, cei care suntem direct implicați, pentru că noi avem o abordare eminamente subiectivă. Dar așa cum pare să fie situația în acest moment, nu cred că o astfel de moțiune are succes. De altfel și liderii PNL, dacă mi-aduc bine aminte și dacă am reținut corect, mai degrabă s-au referit în ultimile zile la moțiunea de cenzură ca un gest pe care îl fac, din considerând că este un exercițiu democratic și un drept al opoziției, și această apreciere este foarte corectă, fără însă ca nici ei măcar să nu acorde șanse serioase unei astfel de demers.